Vasile Ivanovici a analizat încă o dată cabinetul. Totul așa cum îi place. Minimalism, totul la locul său. Curat și frumos. El era ademenit în această clinică mai mult de un an. El desigur înțelegea că salariul este mai mare, obligațiile sunt cu totul altele. Că sunt mai multe posibilități de dezvoltare. Dar totuși se agăța de vreo speranță. Cu mulți ani în urmă, atât de mulți încât nu îți ajung degete la mâini și picioare ca să nu meri. Tatăl lui Vasile l-a adus în acest oraș. Mai exact, Vasile din credea că ei trăiau aici de mult. Că s-a născut aici. Știa și de faptul că mama lui a fugit de îndată ce l-a născut. Deși să le luăm pe rând. În timp ce era foarte mic în capul lui, din când în când apăreau întrebări despre mama lui. Dar părintele le evita cu pricepere. Dar pe când mergea la școală, a văzut că aproape toți copiii erau aduși și luați de mamele lor. Atunci el și-a pus întrebarea: Straniu, dacă mama lui ar fi murit, atunci el și tatăl lui ar merge la mormântul ei. Vasile nu-și a amintea niciodată așa ceva. Timp de aproape o săptămână, și-a adunat gândurile și în cele din urmă, la cina de duminică, a început conversația. Tată! Da, fiule! Spune de ce toți au mamă, iar eu nu am. Despre faptul că mai găsit în varză mai mult să nu-mi povestești. Eu știu cum se nasc copiii. Ion Sergivici s-a înecat. Și a adres glasul și a rostit încet. Mama ta a decedat. Vasile a căzut pe gânduri. Tată, eu cred că mă minți. Noi nu mergem niciodată la cimitir unde ar fi trebuit să fie îngropată mama. Niciodată nu o pomenim. Spre exemplu, tatăl lui Constantin a decedat. Ei adesea cu toată familia merg să-i viziteze mormântul. Cu toate că el se află cu totul în alt oraș. Ion Sergivici a privit la fiul său. Bine, eu te-am mințit. Mama nu a murit. Ea nu poate să locuiască cu noi. Deoarece a plecat foarte departe. Acum tu ești încă mic. Haide să facem o înțelegere. Când vei împlini 13 ani, eu îți voi povesti totul. În acel moment, Vasile avea doar 8 ani. Dar el își cunoștea perfect tatăl. Dacă el a hotărât așa, atunci niciodată nu își va lua cuvintele înapoi. În general, Ion Sergivici era nu doar sever, ci uneori și brutal. Vasile avea absolut tot la ce poate visa un băiat la vârsta sa. Însă copilul știa că pentru fiecare lucru sau jucărie stricată va trebui să-și spășească pedeapsa. Vasile s-a împăcat cu gândul dar nu a uitat niciodată de faptul că tatăl trebuie să-i povestească totul. Exact la ziua lui de naștere primind în dar un sistem audio. Lăsând deoparte cadoul Vasile a spus. Tată, eu am 13 ani. Tu ai promis să-mi povestești despre mama. Ion Sergivici a încremenit. Apoi a oftat. Dacă pentru tine este atât de important acest lucru, ascultă. Mama ta ne-a schimbat pentru un bărbat străin. Ei s-au cunoscut încă pe când era însărcinată cu tine. Și de îndată ce și-a revenit după naștere, a fugit imediat. Eu, sincer, nu știu unde este ea și cum o duce. Deoarece nu mi este interesant. Vasile era șocat. Nu a putut să-și revină câteva zile. Cum așa? Ea doar este mama lui biologică. Oare pe ea nu o interesează deloc cum trăiește el? Gândurile îi rătăceau prin cap, iar inima îi se umplea de furie. El știa perfect că o urăște. Și dacă vreodată ea îi va cădea în genunchi, el îi va întoarce spatele. Aceasta s-a întâmplat atât de demult. De parcă îi plutea în fața sa. De parcă discuția lor a avut loc chiar ieri. Dar Vasile Ivanovici ține minte nu doar această discuție. A mai fost una. Întipărită cu durere în memorie, care și acum dădea de știre. La acel moment Vasile era un chirurg destul de renumit. La cei peste 30 de ani a efectuat așa operații la care în orașul lor doar puteai să visezi. Și toate acestea datorită tatălui său. El era cel care se profila deasupra lui ca o umbră întunecată. Când chiar voia să fugă de la perechi, Când a vrut să refuze stagiul în străinătate în urma rezultatelor concursurilor universitare. Vasile a înțeles perfect că dacă tatăl său nu ar fi fost atât de strict. Atunci Vasile s-ar fi putut să nu fi ajuns la ultimul pas de profesionalism. Dar când s-a ridicat și a dat seama că profesia era totul pentru el părea să știe ceva ce nu știu medicii adevărați. Pentru Vasile nu era cuvântul nu pot. Exista un concept, dacă nu el, atunci nimeni nu poate ajuta. Dar el nu a putut. S-a dovedit a fi neputincios împotriva celei mai frecvente inflamații ale plămânilor. Timp de trei zile și-a impus tatăl să meargă la spital. Dar el, ba, nu avea timp, ba, avea treburi. El a amânat pentru o zi, încă una. Iar a treia zi seara, venind de la serviciu, Vasile și-a găsit tatăl la Podea. El a fost transportat la cel mai bun spital. Vasile era cu el. Când tatăl și-a venit în fire, a făcut un gest ca fiul să se așeze alături. Eu trebuie să-ți povestesc. Tată, tu acum ai nevoie de o odihnă, nu să povestești. Să prinzi la puteri! Încă vei avea nevoie de ele. Vină și ascultă! Nu pot să mor fără să-ți spun aceasta! Tatăl a făcut o pauză. De parcă și-ar aduna puterile. Vasile tăcea. Știa că este inutil să-l contrazică. Tatăl va începe să se enerveze și va fi doar mai rău mama ta nu ne-a părăsit. Acesta eu am privat-o de drepturile părintești și te-am luat. Ea s-a măritat cu mine, fapt pentru care o iubeam. Însă ea nu. Sau mai degrabă, am găsit pârghiile de presiune și am forțat-o. Ea mi a născut pe tine și apoi a încetat să-i fie frică. A decis să te ia și să plece. Dar eu nu am putut să-i permit aceasta. În acel moment în mine era un singur sentiment, să o distrug. Am făcut cu ușurință tot ce am vrut. Mama ta era de la orfelinat. Eu aveam bani și legături. Ca să nu auzi niciodată această istorie, m-am mutat în alt oraș. Vasile privea tăcut la tatăl său. Chiar de ar fi vrut, nu ar putut să spună nimic. Au trecut câteva minute și tânărul a putut să scoată niște cuvinte tu m-ai impus să o urăsc. Tatăl a dat din cap în semn de acord. A tăcut puțin. Probabil încerca să facă față emoțiilor. Eu și acum aș prefera ca tu să o urăști. Dar nu prea vreau să ard în iad după moarte. În dulapul din dormitorul meu este fotografia ei și care va acte. Vasile a țâșnit din salon fără să și-a rămas bun. Ceva timp a stat afară încercând să-și revină. Apoi, totuși, s-a ridicat și s-a întors din nou în salon. Dar tatăl deja nu era acolo. Peste două săptămâni el s-a pregătit și a mers în acel oraș. Deja pe drum, el a fost telefonat de la clinica privată și i-au propus de lucru. El a răspuns că deocamdată nu poate. Acum el are nevoie în alt oraș. El a trăit acolo trei ani dar a fost nevoit să se întoarcă. Deoarece tot ce a putut să afle că mama s-a plecat din oraș de vreo 10 ani sau mai mult. Cu două săptămâni în urmă el s-a întors. Și i-au propus să devină deodată director. Iar el nu a refuzat. Știa că nimeni nu se va putea isprăvi cu această funcție mai bine ca el Vasile Ivanovici, au adus un bărbat cu o rană de cuțit. El s-a ridicat și s-a îndreptat repede în camera de urgență. Bărbatul era tăiat de-a binelea. În jur totul era în sânge. El a prins privirea lui Vasile. S-a concentrat asupra lui și a spus. Doctore, nu mă lăsa să mor. Acasă am trei copii. Soția nu va face față de una singură. Vasile a zâmbit vesel. Dacă nu pot să mor, atunci ne vom lupta. Al doilea medic a clătinat din cap nemulțumit. Pentru ce să luptăm aici? i mai rămas de trăit 10 minute. Vasile nu i-a ținut politică colegului său. El a dat ordine repede și, în 15 minute, era în sala de operatie. De la sora medicală a aflat că bărbatul se întorcea noaptea târziu acasă. A venit de la o cursă lungă. A parcat mașina. Și deoarece nu era departe, a mers pe jos. Și în cale i-au ieșit niște bandiți. Pe doi dintre ei el i-a pus la pământ. Iar al treilea a scos cuțitul. Și nici de cum nu se putea opri. Peste două ore, Vasile s-a îndepărtat, obosit, de la masa se operatie. Bărbatul a devenit vizibil roz. Doctorul care i-a dat doar 10 minute de viață îi spuse lui Vasile. Știi, am fost revoltat că un rătăcit a fost pus ca directorul nostru. Chiar am crezut că prin legături. Dar acum am înțeles. Totul este corect. Toți avem mai multe de învățat de la tine. I-ai dăruit bărbatului a doua zi de naștere. După tură Vasile obosit, dar mulțumit, ieșea de la muncă. A intrat în hol. S-a semnat în jurnal și a ieșit în stradă. Dar s-a oprit imediat încremenind pe loc pe scări un gardian al clinicii își bătea joc de o sărmană femeie în vârstă. Nu, tu latră, iar eu îți voi da bani. Femeia își ținea capul în jos. Gardianul râse. Ce, nu ai nevoie de bani? Îți poți cumpăra de mâncare și poate și băutură. Vasile Ivanovici, cu grijă, l-a luat de cot pe gardian. Dispar în spital, blumețule. Mâine îi voi raporta șefului despre comportamentul tău nepotrivit. Gardianul a dispărut imediat. Vasile i-a pus în palma femeii bani. Ea s-a uitat la el cu atenție și a șoptit. Mulțumesc! Ea a plecat, iar lângă Vasile s-a oprit o colegă. Medicul specializat în operațiile la ochi. Ea locuiește aici de mult timp. Nimeni nu știe de unde vine și cine este. Îi este frică de toată lumea. Nu pare să bea. Unde locuiește ea? Aici este un sector privat cu case avariate. Pare să trăiască în prima casă. Dar dumneavoastră, pentru ce vă trebuie? Vasile a ridicat din umeri. Nu știu. Poate are nevoie de ajutor. Sunteți atât de ciudat. Aproape nu au mai rămas oameni care ar dori să ajute pe cineva. Vasile s-a uitat la femeie. Avea vreo 30 de ani, foarte simpatică. Involuntar privirea s-a oprit la mâna ei dreaptă. Nu avea inel de logodnă. Așa sunt eu. Ei s-au despărțit. Și Vasile s-a îndreptat spre sectorul privat. Oricum, de dimineață nu poate dormi. În spatele său s-au auzit pași. Pot să merg cu dumneavoastră? El a zâmbit. De fapt, el își dorea foarte mult ca medicul să meargă cu el, însă nu avea curajul să-i propună așa ceva. Desigur, se poate. Vasile a zâmbit. Eu mă numesc Vasile. Eu știu. După intervenția de astăzi, vă știu toți. Iar eu mă numesc Inga. Ei s-au apropiat de casă. Inga a aruncat o privire. Mi se pare că aici este. Iar dacă ceva vom spune că am dat greș și vom căuta mai departe. Exact, așa și vom proceda. Vasile a bătut la ușă. Și a împins-o ușor, auzind cuvântul intrați. Ei au intrat în hol. Au nimerit într-o cameră luminoasă și curată. În ea totul era vechi, dar foarte curat. El a examinat camera și femeia care stătea pe canapea. Și brusc a încremenit. Pe perete atârna o poză. În ea era tatăl său, o femeie tânără și vasile. Acolo el avea vreo trei luni. Exact așa poză doar că de mărime mai mică el a găsit în lucrurile tatălui său. Vasile a făcut câțiva pași spre perete. S-a oprit. Și așa și stătea fără să clipească privind la poză. Din spate s-a auzit un glas. Eu te-am căutat foarte mult timp. Dar nu mi-a reușit. Familia lui Ion este foarte răspândită. Dar și numele tău la fel. Doar un an în urmă am putut în sfârșit să te găsesc. Însă nu m-am apropiat. Știam că Ion ți-a vorbit multe. Și cel mai probabil tu mă urăști. Iartă-mă. Eu nu o să mă justific. Iar dacă îți încurc, tu spunem. Eu imediat voi dispărea. Vasile s-a întors. Cu ce ochi se uita la el medicul? însă el nu avea putere să explice ceva. Strângeți lucrurile, mamă, mergem acasă. Înainte de moarte, tatăl mi-a spus tot adevărul. Eu am trăit trei ani în orașul vostru încercând să te găsesc. Dar tu ai plecat undeva. Rătăceam prin lume. Pe tine te căutam. El și-a luat mama de mână și ei au ieșit din casă. Vasile s-a întors spre medic. Inga, intrați astăzi la noi în ospeție. Eu văd privirea dumneavoastră. Noi vă vom povesti toată istoria dacă vă este interesant. Femeia trase aer în piept. Interesant. Nici nu vorbiți. Dacă înveți da adresa, eu voi veni. Neapărat voi veni. Galina Igorevna a intrat în apartament. S-a oprit. Știi, atâția ani au trecut. Dar pe mine, oricum, mă ia groaza de îndată ce mă gândesc că Ion poate să fie aici. El probabil nu era o persoană rea în ceva. Dar alături de mine se transforma în fiară. Dacă eu l-aș fi putut îndrăgi. Probabil totul ar fi fost altfel. Însă eu nu am putut. Cât nu aș fi încercat. Nu te învinui de nimic, mamă. Noi vom corecta tot. Era să fie mult mai strașnic dacă tata nu mi-ar fi povestit nimic. Nici nu știu dacă te-aș fi crezut sau nu. Ei au discutat până la prânz. Apoi Galina Igorevna și-a dat seama: Fiule, tu culcă-te! Eu voi sta în liniște și mă voi uita la tine. Tu doar ai fost în schimbul de noapte iar de seară va veni acea femeie tânără și frumoasă. Vasile s-a rușinat. Ți-a plăcut de ea. Foarte mult. Are o privire deschisă, blândă. Astfel de femei nu sunt cu intenții rele. Vasile a adormit ținând mâna mamei în palmele sale. Anume așa visa el să doarmă toată copilăria. El își amintea perfect cum lua jucăria desigur astfel ca să nu vadă tatăl său. El nu suporta niciun fel de tandrețe. O lipea de el și o strângea cu mâinile închipuindu-și că era mâna mamei sale. În plus, își spunea în tăcere basme. De parcă mama lui îi le povestea. El a adormit. Galina l-a acoperit încet cu o pătură. Iar apoi s-a plecat și a sărutat capul înainte de a merge la bucătărie să se pregătească pentru seară. Vasile a zâmbit în somn și la un astfel de sărut al mamei la fel visa în copilărie.